Iubiții mei, fii sufletești, creștinii din întreaga lume sărbătoresc astăzi nașterea după trup a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Gândurile noastre ale tuturor pornesc astăzi pe calea sfintelor amintiri istorisite în Sfintele Scripturi și poposesc lângă Ieslea din Betleem pentru a întâmpina pe Fiul lui Dumnezeu și pentru a primi în inimi harul aceluia care din dragoste pentru făptura noastră a coborât din înălțimile slavei dumnezeiești și prin lucrarea Duhului Sfânt a luat chip de om din preacurata Fecioară Maria. Prezența Lui pe pământ strălucește ca o lumină pentru cei care locuiau în umbra morții. Înmulțește bucuria de a trăi și de a intensifica dragostea și credința noastră, atât pentru Dumnezeu cât și pentru semeni. Sărbătoarea Crăciunului, dragii mei, este așadar izvorul credinței noastre în Dumnezeu, Cel care este lăudat în Sfânta Treime. Și este în același timp temelia adevărului că cele ce Domnul a făgăduit pentru mântuirea noastră se împlinesc dacă urmăm calea credinței cele adevărate, o rânduită nouă de Sfânta Biserică dreptmăritoare. Cuprinși de bucuria marii sărbători a Crăciunului și a colindelor străbune, vă îndemn pe toți să priviți cu speranță sfântă viața ca dar al lui Dumnezeu, să vă reînnoiți prin iubire sufletele în raport cu familia, cu tinerii care au nevoie permanentă de îndrumarea noastră și cu toți semenii în același timp, pentru a dobândi harul regenerării noastre spirituale. Sfânta noastră biserică reprezintă un tezaur de valori spirituale, culturale și naționale, care contribuie la creșterea duhovnicească a societății noastre, dar și la depășirea crizei economice și morale a lumii în care trăim. Manifestările de răutate și violență fizică și verbală sunt generate de egoismul, lăcomia și mentalitățile nepurificate încă de sfânta învățătură a Mântuitorului propovăduită de biserică. Cu toate acestea, să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate în anul care se încheie asupra noastră, credincioși și slujitori altarelor, și să-L rugăm să ne ocrotească și în anul ce vine, 2016, pentru a ne bucura de roade spirituale și materiale pentru viața noastră. Fie ca armoniile sfintelor slujbe și ale colindelor strămoșești să vă înnobileze sufletele pentru a primi pe pruncul Iisus cu Evanghelia și dragostea sa mântuitoare. Împărtășindu-vă aceste gânduri pentru Sfânta zi de Crăciun, vă îmbrățișez pe toți, iubiți credincioși și preoți, tineri și vârstnici, dorindu-vă să petreceți sfintele sărbători ale nașterii Domnului, ale anului nou
2016 și ale sărbătorii Bobotezei în sănătate, bucurie și pace de la Dumnezeu. La mulți ani!